trage la ambele. Și fii atent, dublă trăsătură. Și la aia din dreapta și la aia din stânga. Ia uite. Pe care o scop prima? Luăm și mai tăiem puțin din el. Ăsta, da. Stai că-mi slăbi firul și la cealaltă. A, ce trăsătură a avut, eu nu cred că e mic. Nu e flotant, e echilibrat. Deci cam ăștia-s pești. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 caragi dacă nu am numărat bine. Și dacă trage, se face roșu. Din nou o să merg pe... Nu am glumit când am spus că e frig. Hai că începe activitatea. O să merg pe metode închei. Ce înseamnă o greșeală? O greșeală din asta mică? Mică, da. O greșeală te mai... poate costa partida. Ia uite. Uite și Nada cum stă. Reușiră să le echilibrați? Ia să văd. Hai că încerc eu. Ce frig e. Înghețat, pangănat. Sper că ați văzut diferența. Între flotant și echilibrat. Răi carași ăștia. Da, să înțelegeți că în pescuitul la metod, orice detaliu, orice lucru pe care dumneavoastră îl considerați semnificativ, contează. Vezi că nu sunt flotante. Da. Vă salut din nou de pe Dunăre. Sunt la o partidă scurtă de data asta. Cam de 4-5 ore maxim. Am venit în zona în care am fost și acum o săptămână jumate. Vreau să văd care mai e pulsul pe aici, dacă mai merge, dacă nu mai merge, dacă se mai prinde caras din ăla frumos. Să vedem ce randament dă tehnica metod pe termen scurt, adică pe o durată de 4-5 ore maxim. O să încep prin a pune starleții pentru că mai am o oră de pescuit pe întuneric și nu vreau să mă chiurăz la bețe. Asta e bateria, se introduce în starlete, după aia se înfiletează aici și cam asta e tot. După aia se atașează pe vârf, am mai spus, pentru siguranță trageți aici unde e matisajul inelului, ca să stea fix, ia uite, nu mai joacă. Nada cu care o să pescuiesc astăzi, mi-a rămas de partida trecută, am avut-o la congelator, am scos-o aseară, ia uite cum arată. Încă e înghețată. Mai trebuie puțin umectată și după aia e numai bună. Începem cu ananas și betaină. Azi că mi-a căzut unul pe jos. Punem pe spin. Pe spin, pe latex, pe bandă de latex. Verificăm dacă e flotant sau echilibrat. E cam flotant, nu-mi place. Mai tăiem puțin din el. Deci dacă ne ridică acu, adică dacă e flotant, dacă ne ridică tot forfacul, luăm și mai tăiem puțin din el și ia uitați. Acum a devenit echilibrat.
Deci nu e flotant, e echilibrat. Cam asta e șmecheria. Dacă e flotant, tăiați un pic din el și vedeți când și cum se echilibrează. Hai să facem și o încărcare. Metodul de 80 de grame. Și hai să vedem dacă reușim ceva partida asta. Din nou o să merg pe acele legate de la Fiderix, mărimea 14. Perioada asta rece, am pescuit foarte mult cu mărimea 14. Deci, foarte, foarte mici. Asta e un starlete care la mișcare se schimbă culoarea. Deci stă aprins verde și când se mișcă vârful, când trage peștele, se face roșu. Pe celelalte două lansete am starlets care stau aprins, verde și roșu. Deci vedeți, acum e verde și dacă trage, se face roșu. Uite, avem deja o trăsătură la lanseta cu starlete roșu. Ia uite ce trage. Ia uite. Hai, mă! Ia uite ce se lasă pe ea. Hai să vedem ce e. Nici minciogul nu l-am făcut. Deci, nu mi-am făcut nici minciogul. E ceva, un cărăsoi, cred. E bine că e mișcare așa de dimineață. Oh, un caras frumos, frumos. Să văd cum îl iau. Hai că am reușit. Ia uite cărăsoiul. Pe dumbbell-ul de ananas de la Fiderix. Cărășelul. Cărășelul la 600 de grame. Deci v-am arătat. Stă verde și când trage se face roșu. E destul de frică, mi-au cam înghețat mâinile. Și am avut activitate, adică am desfăcut lansete. Le-am încărcat, le-am aruncat. Da, și așa mi-au înghețat mâinile. Deci, cam ăștia sunt starleții, ia să-i vedeți. Deci, când trage, se schimbă culoarea. E și ceață. Hai să vedem dacă mai prindem pește. Mamă, ce tare a tras, dar n-am apucat să o filmez. S-au făcut ambele, a mișcat tot tripodul, s-au făcut ambele roșii. Acum văd că nu mai mișcă ușor, e neagă. Păcat că n-am apucat să filmez trăsătura. Se făcuseră ambele, ambii starlet se făcuseră roșii. Hai să mă dau aici, ca să pot să apuc și minciogul. Pe cine știe ce, nu e mare. Da. Hai să luăm cu miciog. Frumușel. Ah,
Așa. A și scăpat. Dacă îl ridicam, îl scăpam sigur. Frumos noaptea, dar parcă e mai frumos ziua. Ziua nu mai trebuie să stai cu lanterna în cap. Aici e cam nasol că ziua trec multe mașini și e rău și de filmat, e rău și de stat. Dar dacă mănâncă peștele e frumos. Deci, nu am glumit când a spus că e frig. E chiar frig, frig. Cred că e minus un grad. Așa cum v-am spus, Nada o am făcută de acasă, adică o aveam în congelator. Dar dacă o să mi se termine, o să merg pe metode în cheie. Deci dacă o termin Nada, o să fac metode în cheie de la Fiderix. Asta e o nadă care mi-a dat rezultate și în partida trecută și nu numai. Deci o nadă foarte, foarte bună. A tras, a slăbit-o. Trebuie să fie aici. Îngheață mâinile pe lansetă. E un haras frumos. Ia uite cum a rămas plasa de la mincioc. A înghețat și plasa de la mincioc. Ia uite că era frumos. Mai am o trăsătură, a slăbit-o de tot și pe asta. Hai că parcă începe să fie activitate.
tot un caras. Nu-i foarte mare, dar... Să trăiți, ușor, ușor! Mi se pare mie cunoscut, dar... Iau ce frig e! Înghețat, apa îngălăt! Asta e urât aici cu zgomot de la mașină. Ia uite, uite și Nada cum stă. Deci asta e montura corectă, e montura pe care v-am prezentat-o aproape în fiecare videoclip. Ce trăsături puternice. Dacă o slăbește. Sau ce trage în continuare. Ce trăsături frumoase. Pe al bătrân nu-l luași. No. Ia uite ce caras frumos. Hai că începe activitatea. Se trage la ambele. Și fii atent, dublă trăsătură. Și la aia din dreapta și la aia din stânga. Ia uite. Pe care s-o scop prima? Deci trage la ambele. Nu poți.
ce trage la asta. Încă un caras frumos de Dunăre. Ia uite-l. Hai să o scoatem și pe cealaltă. Scot acul și o scot și pe cealaltă imediat. Trage și la lanseta din dreapta, incredibil. E și la lanseta aia. Hai să văd dacă... La lanseta din dreapta mi-a tras, văd că nu mai trage. A început activitatea. Optim? Optim? Zic că început activitatea. La Natale, la mine. La mine nu. Trăgea la ambele odată și la aia ultima intrat. Cred că e în ea și la aia. Îl trage film, nu? Nu, o, trage tare. Asta e achiziție nouă, nu de aici. Ușor, ușor, ușor. Da, Prestonurile, Ascensionele. Uite că răsuie. Hai că s-a mai încălzit puțin afară. De dimineață, ia uite ce trăsătură. De dimineață nici nu puteam să pun nada pe metod. Ia uite ce trag. Răi carașii ăștia. Am văzut că a început iarba, adică am început să scot iarbă. Și pe metod, și pe fir. Uite, mai am o trăsătură de bățul ăla. Ia uite cum o cocoșează, frate. O slăbi și o întinde acum. Ia uite carasul, m-a dus să-l scot și la aia.
A, ce trăsătură a avut, eu nu cred că e mic. Asta da. Asta da. Stai că-mi slăbi firul și la cealaltă. Am firul slăbit și la asta. Asta dă activitate. Sunt și frumoși. Ia uite. Înțepat bine. Ace mici de la Fiderix de 14, v-am arătat. Acele fac diferența. Acele, firul, montura, fiecare detaliu contează. Deci, avem un dumbbell mic de 4-5 mm pe spin. Ac de 14 de la Fiderix, v-am mai zis. Mergeți pe finețe. Finețea face diferența, să știți. Metod 80 de grame. Pe celelalte lansete am și de 60 și de 70. Deci dau mai aproape cu alea. Cu ăsta vreau să pescuiesc mai la distanță. Deci cam așa arată un metod încărcat. Uite, am altă trăsătură. Nici n-am lansat-o pe aia. Ia uite cum trage. Ce trăsături puternice. Deci n-am apucat să o lansez pe aia și am deja alt pește. Frumos când e activitate, e frumos. Și carașii nu sunt mici. Aia e important. Că dau carași frumoși. Hai să văd că o luă peste firul ăsta. Și ăsta cred că e tot din ăla frumos. Da.
Răsoiul. Răsoiul adevărat. Ce caraș frumos. Ce foarte, foarte mici. Uite și ăsta e frumos. Hai să... nu e chiar așa mare, dar e frumos. Cam dificil aici cu cimentul ăsta și alunecă. Mai sunt și rămurele din ăștia, crenguțe din ăștia mici. Și dacă a pus să calci pe una, ai toate șansele să cazi. Deci, în perioada asta, ace foarte, foarte mici. Avem o trăsătură. Uite ce bine trage. Asta e urât cu zgomotul, v-am spus. Dacă n-ar trece mașinile, Dumbăl mic, ag mic, caraz mare. Folosesc niște lansete de la Preston Ascension, acțiune de 120 de grame. Lansete pe care le am de vreo 2 sau 3 partide am cu ele și sunt foarte mulțumit de ele, adică sunt ce trebuie. Sunt pe mâna mea, cum se zice. Ca și preț au fost ok, le-am prins la reducere. Deci sunt foarte, foarte mulțumit de ele. Tripodul ăsta e de la Corum. Mulți m-ați întrebat, puteți să-l căutați pe net. E foarte stabil, foarte, foarte bun. Deci lansetele astea pentru un pescuit în distanțe de până în 100 de metri, să zic 100-110 metri, sunt foarte, foarte bune. Deci v-am spus, îmi plac foarte, foarte mult.
Iar aici am lansetele cu care mă duc mai la distanță. Dome Gabor Mastercard Pro 50 160 de grame de 4.20, iar celălalt Team Feeder tot de la Dome Master 4.30 long cast. Deci două lansete puternice. Asta e de 70-195. Două lansete mai puternice cu care încerc să mă duc cu metodul mult mai departe. Pentru că uneori îți trebuie distanță. Pe Dunăre v-am mai spus și asta. Sunt zone în care îți trebuie distanță, sunt zone în care prinzi departe, ceva mai caraj mai răsăriți. Nu peste tot, dar v-am spus, sunt anumite zone în care eu pescuiesc la distanță mai mare. Să mai avem un pește. Încă un caras frumos de Dunăre, de-abia îl cuprind. Deci, frumos, mare. Despre lansete am vorbit, dar am uitat să vorbesc un pic și despre mulinete. Astea sunt Dome Gabor Fine Card de 5000. Am împerecheat cu Prestonurile Ascension pentru că am văzut că se echilibrează bine cu mărimea de 5000. Deci, Dome Gabor Fine Carb 5000, iar ca fir folosesc un Claruso Sinking Match de 0.20 și înaintaș de 0.12. Iar aici am niște Okuma Inception, sunt la fel, ăștia-s de 6000. Iar firul e tot Claruso, dar e de 0.25, pentru că le-am folosit la pescuitul de mreană din barca asta toamnă și am pus 0.25, dar o să schimb, o să merg tot pe 0.20, pentru că te ajută foarte mult în lansare 0.20. Cu cât e mai subțire firul, cu atât te ajută ca să lansezi mai departe. Ce faci? A. Uite, dau la pește. A venit pe la 5. Și cărăsoi frumoși. Da. Și frumoși, mari. Uite, într-un caras. Încă o babușcă, pe asta o eliberăm. Reușiră să le echilibrați? Nu. Ia să văd. Hai că încerc eu. N-aveți cu spin? Spinul mai... Am și spin, dar pe noi n-am. Aha, hai că le echilibrez. Dar am și ace de beoticule. Aveți ăsta băgat latexul pe ăsta? Nu e făcut nod, nu? Nu e nod. Așa îl țineți? Nu, să nu-l țineți.
Dacă nu, pun mai groase. Eu nu pescuiesc așa, dar... Da, flotante. Da, toate. Încercați alte ace. De-aia nu a avut să răstrăsături deloc. Deloc. Eu prin săriile noastre nu prin sărăți. Ia, uite. Ia. Ăsta da. Ăsta n-are voie să nu fie, iute. Îl vezi? Hai ca să vă arăt. E mică. Ce înseamnă o greșeală, o greșeală din asta mică, mică, da. O greșeală uite, un ac te mai... poate... Costa partida. Zici să pui niciar. Asta e, n-ai ce să-i zici la acesta. Se înceapă, dar e ridică tot. Uite, pune acul ăsta că e bun. Și mai dăm dacă mai ai, să ți le echilibrez. De aici iau. Da. Și ăștia am aici. Uite. Dar ăsta-l faci tu mai mic, îl forfacul mai mic, da? Da, mai mic îl fac. Așa, unde e? Uite ăsta, îl punem pe ăsta. Ăștia nu-s flotante. Uite, îți fac un experiment. Ăștia s-a luat matale, da? Da. Ăștia nu-s flotante cu acul ăsta și cu spin. Ia uite. Și dracu, o trăsătură a avut, un pește. Vezi că nu-s flotante. Iată. Da. Deci, o greșeală din cauza acului, că e prea subțire acul. Da, am înțeles. O greșeală din asta? Am înțeles, mersi. N-aveți pentru ce? Nu. Luai câțiva cărași frumoși. Ne schimbați, puneți acele alea un pic mai mari și... Da. Băgați și culori deschise și ce vă dădu eu, încercați. Deci ați văzut la domnul... Avea aceleași pop-up-uri, aceleași dumbbell-uri mici și pe spin și pe latex. Dar pe latex avea niște ace mult mai mici și subțiri și toate monturile dânsului erau flotante. Deci el pescuia pe flotant și nu știa. Și eu am prins 12-13 cara și l-a prins unul. Deci cam asta e diferența. M-a mai spus foarte, foarte mare atenție. Foarte mare atenție la lucrurile astea, că sunt detalii care fac diferența considerabil. Tot timpul să aveți o caserolă cu apă lângă dumneavoastră și de fiecare dată când băgați dumbbell-ul, pop-up-ul sau ce folosiți dumneavoastră, încercați și vedeți dacă e flotant sau dacă e echilibrat. Sweet Corn de la Fiderix. Ăștia nu se mai prea găsesc. Eu am unele mai vechi. Da, așteptăm să apară, să ne luăm și noi. Că a mers bine pe asta. Hai să le liberăm și pe ăsta. Gata. Cum am pus ace cu spin mai groase. Gata, e în ea. Ușor, ușor. Văzut ce înseamnă să echilibrezi? Da, eu vă spusei că alea s-ar putea să fie flotante. După ce mi le arătarăți, vă spusei că s-ar putea să fie flotante. Vă las că le iau cu miciogul. Da. Deci... Fac diferența astea. Nu, dar face diferența cârligul. Cârligul, păi e prea subțire și îl ridică... Prea subțire și ridică, chiar dacă... Da. Pe jos, cred că, pe jos. Pe partea aia. Așa. Cum a schimbat acul, cum are trăsătura. Și peștele nu mai mănâncă cum mâncă azi dimineață. Uite, ușor. Ușor, ușor. Gata. Las că ți-l dau eu pe aici. Mulțumesc. Ia uite ce cărășoi. Ce caras frumos, vezi? Ac, spin. Ia uite. Dumbbell. Ia. Mulțumesc. Sănătate. Hai că și eu am
O am pe asta slăbită, l-ajutai pe om cu un caras. Sper că ați văzut diferența dintre flotant și echilibrat. A, să înțelegeți că în pescuitul la metod, orice detaliu, orice lucru pe care dumneavoastră îl considerați de semnificativ, contează. Dacă așa a ajuns pescuitul și așa mănâncă peștele, așa pescuim. Luăm minciogul. Pare frumos. Da. Uite. Să încheiem și partida asta. Să vă arăt și pești. 4 ore jumate de pescuit. Nici 4 ore jumate. Am venit de dimineață. Acum e 9 și un sfert ceasul. Hai să-i aliniez aici frumos. E cam greu cu arătatul peștilor în zona asta, pentru că nu ai unde să pui salteaua. Dar fac tot posibilul să vi arăt, pentru că sunt prea frumoși pentru o partidă de 4 ore. Păi, nici nu mă așteptam la așa ceva. Suficient. Deci cam asta se întâmplă când ai peștele în zonă, când faci o nadă corectă și o montură corectă. Deci cam ăștia-s peștii. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 caraj, dacă nu am numărat bine. 18 cărăsoi de Dunăre. Ia uite. Frumos. I-am pus aici ca să vi arăt și dumneavoastră. Am spus, e cam greu cu arătatul, pentru că dacă se zbat puțin, se duc în apă. O să strâng și plec, e suficient. Mi-am făcut treaba, am îndurat frigul. A fost un frig de... mi-au înghețat mâinile, dar s-a meritat. Pentru ăștia s-a meritat. Cărășoi de Dunăre. Frumoși, mari. Cam asta a fost partida. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Vă rog să distribuiți postările mele dacă doriți. Dacă aveți întrebări, scrieți în comentarii. Dacă vreți, puteți să vă și abonați, e gratis, o să fiți la curent cu tot ce postez eu. Lăsați un like, lăsați un comentariu cu întrebări și eu vă răspund la ce știu în cel mai scurt timp posibil. Până data viitoare, vă doresc sănătate, numai bine și să ne vedem cu bine!